Salutare, vin cu o mică impresie despre această motocoasă. Motocoasă Husqvarna 155 FXT, un model profesional. Este modelul și cu mânere încălzite, din câte se vede dacă lucrăm cu ea pe timp rece. Îi dăm acest buton de încălzire, așa noi pe încălzire nu avem nevoie noi și oricum nu o să lucrez cu ea iarna. Asta e pentru defrișări, cum este prin Germania, pe lângă calea ferată, dacă ați auzit. Sunt și de la noi de aici, din sat. Sunt la defrișat pe lângă marginea căii ferate în Germania. De exemplu, și tata acolo, dar acolo are stiluri, nu are Husqvarna. La defrișat de boscheți, această motocoasă poate să taie și în diametru de 10-15 cm. Nu știu dacă tai până la 20, dar nu cred. Nu avem atât de nevoie de tăiat. Model profesional, se poate pune și pânză pentru boscheți, pentru mai multe, pentru se folosește în mai multe cazuri și la mai multe treburi acest utilaj. Și vreau să vă spun o mică impresie. Ieri am cosit un pic, i-am făcut și rodajul, i-am făcut două rezervoare rodaj la relantiu. I-am făcut rodajul în iarbă crudă, iarbă un pic mai mică, cu accelerația la 60-70%. Nu am accelerat-o la blană, din câte se vede, și mi se pare un model foarte reușit. Pe urmă am băgat-o la fân, am băgat-o un pic mai serios la fân, n-am forțat-o chiar tare, tot așa n-am accelerat-o chiar tare, acum pentru început. Mi se pare foarte confortabilă și la cosit. Bineînțeles, eu fusei învățat și cu motocoasa mea cea vechi Silen și aia era grea, că era căi motor în 4 timp și este foarte grea. Are și aia la vreo 8 kg, asta are mai mult, are vreo 11 kg, dacă nu mă înșel, în afară de combustibil în ea. Și mi se pare foarte ok. Și mi-a ținut turația în mers. Și la fel și puterea. Așa, ce aș mai vrea să achiziționez la ea, tot mă duc mâine la Focșan și o să-i achiziționez acea flanșă, dacă se vede, de la capătul discului, ca să nu mai meargă discul pe pământ și să merg un pic mai în aer, cum s-ar zice. Ar fi trebuit să fie o planșă de plastic albastră. Acolo și pe aia trebuie să o iau eu separat. Bun. Asta e un model făcut în 2020. Nu știu dacă se observă, dar să focusez eu cât de cât. Mi se pare că se vede. 2020. Motorul se prinde foarte ok, compresie avem. N-am mai pornit-o de ieri, că n-am, deocamdată azi n-am mai cosit. Se mă duc să iau acea flanșă de la disc și cred că o să iau și un autocut pentru ea și cam atâta deocamdată. Ea mi-a venit și cu un filtru de aer să îl montez. Mi-a mai venit cu un capac de aici pe culoare albastru și mi-a venit cu un fel de filtru mai ciudat care se adaptează la asta. NATO. Nu știu pentru ce este, să spun sincer. Dar cam asta e treaba. Mi se pare foarte fain accelerația asta.
Mi se pare fain rău. Cum oscilează. Rezervorul e un plastic de ordin cât se vede. La consum nu mă plâng. Nu consumă nici mult, nici puțin. Bineînțeles, are și atâta capacitate motorul. La 3,8 cai putere, nu am nicio pretenție că consumă sau de așa ceva. Eu sunt foarte mulțumit. Am cosit ieri cam 3-4 rezervoare și mă declar foarte mulțumit. Acum vom vedea de aici încolo ce o mai fi. Utilajul se prezintă în stare bună, tehnică și cât estetică. Să mă sucesc un pic și pe partea asta, am să vedeți. Acum urmează să vă fac niște clipuri, să mai vă fac clipuri pe YouTube cu ea, să o vedeți și voi. Asta e părerea mea despre acest utilaj. Chiar să merită să dați bani pe un asemenea utilaj. Eu am vrut modelul RXT, dar n-a mai fost pe stoc și l-am luat pe ăsta, dar nu-mi pare rău că am achiziționat acest utilaj. Cam ăsta e clipul, eu vă salut și vă spun la revedere.